meci spectaculos între reprezentantele estului județului în campionatul diviziei de Timiș la fotbal, Phoenix Buziaș și CSM Lugoj, pe terenul din orașul stațiune, în cadrul etapei cu numărul 7, disputată sâmbătă 14 septembrie. Scorul înregistrat a fost 3-3. Cei care au punctat primii au fost lugojeni în minutul 15 prin Gacu Abubakar, cel mai în formă jucător al formației de pe Timiș, care are până în prezent 6 reușite. După doar 5 minute, CSM a fost egalată prin reușita lui Negrei, care a stabilit și scorul pauzei. Cea de-a doua repriză a fost una pe contre. Lugojul a preluat conducerea în minutul 60 printr-un gol marcat de același Abubakar. La fel ca în prima repriză, oaspeții nu au rezistat la conducere decât 5 minute, pentru că Filimon a egalat în minutul 65. Fostul lugojan Bărburescu le-a adus pe gazde în avantaj în minutul 80, însă la ultima fază a jocului, în minutul 90+4, antrenorul jucător al CSM-ului, Eugen Miculescu, a reușit să marcheze cu capul în urma unei lovituri libere. După acest joc, CSM a urcat pe poziția cu numărul 11, având 8 puncte. Phoenix Buziaș ocupă locul 12 cu 7 puncte. Primul loc în clasament este ocupat de Cărani, care a adunat 17 puncte. Etapa viitoare, sâmbătă 21 septembrie de la ora 11, CSM întâlnește pe Municipal echipa din Săcălaz, iar Buziașul se deplasează la Șag, unde întâlnește ocupanta locului secund.